Mă rugau frumos, domnule, sunt un susținător al cartierului de când sunt mic. Vă rog, lăsați-mă să fac și eu o cocioabă aici. Nu de alta, dar am zăpăcit poliția locală, e chemat de prea multe ori de civil. Și aici cred că aș sta liniștit. Asta este cocioaba. Nu mi se pare că tot ce e vechi e de aruncat și tot ce e nou este neapărat bun. Asta poate să fie valabil în orice domeniu. Nu este dotată cu panouri solare, este dotată cu roșii. Are aici câteva. În caz că ai nevoie, știi, să pui cu brânză să nu mor de foame. Undeva, departe de București, într-un loc liniștit, lângă lac, domnul Pui, cunoscut de voi și Puia, vă va demonstra în câteva emisiuni cum puteți despre cum vă puteți răscumpăra țara. Iată, m-am întors direct din America Latină, în vestul sălbatic, ca să zic așa. Suntem aici la Casa Pui Mici. Vrem să vedem ce s-a mai întâmplat. Bine, eu știu ce s-a mai întâmplat, vreau să vă arăt și vouă ce s-a mai întâmplat. Intrăm un pic înăuntru ca să vedem care-i treaba. Primul rând trebuie să... Ne descurcăm cu secetă asta. Nu se mai face nimic. Am pus pe aici. Te mi-a făcut cineva și un tricou cu Casa Pui Mici. Asta este. Vedeți? Eu aici, pac, copii, casa. Sunt în grafic. Cel mai important lucru și ce trebuie să verific urgent, trebuie să văd ce fac roșiile astea, băi. Ia uite aici. A? E plin solarul sau nu e plin? Aha. Vedeți? Semințele românești dau roade. Astea sunt vinete mai românești, așa, mai micuțe, mai, dar roșiile... Roșiile arată bine. Chiar sunt bune. Chiar sunt bune și miros bine. Deci miros calmă. Uite aici. Frumos. Avem o recoltă destul de bună, zic eu. Uite ce dă roșii de-astea mici. Ha! Uite, roșii sunt destul de mari. Și să mai mă, văd că am făcut treabă bună, nu? Bine, am făcut eu treabă bună. Eu mai mult asta a plecat. Dar, ca inițiator al acestei idei, pot să zic că am ajuns la un rezultat bun. Avem acum sera, nu? Este... Chiar bună roșia asta. Cred că trebuie să-i pun sare. Exact gustul ăla care... E așa un pic acrișoară, știi, nu e doar dulce. N-are nicio legătură cu roșiile din piață. Nici nu există. De vezi câte nervuri are, câte... Și zeamă. Ia să vedem aici.
Ce crezi, mă, avem struguri. Pa, ba, bi, ba. Descați. Mhm. A mai pus și pe afară, pe acolo, dar nu. Ce să zic, fraților, uite, viața la țară e destul de grea, că e secetă mare acum. Deci e groasă. E groasă, groasă. Uite cum arată pământul. E crăpat. Mă rog, zic că ne-am descurcat. Bineînțeles, sunt obsedat de a recicla materialele și a nu a le arunca la gunoi sau la moloz. Așa că din casa care am dărâmat-o la București, bineînțeles că am salvat cărămida, ca de obicei. Ia uite. O iau aici și o pun pe undeva. Avem și țiglă. S-au strâns câțiva palezi ăștia. Da. Aici vreau să fac o casă. Da, voi primăria sectorului 3. Vă rugăm frumos, domnule, sunt un susținător al cartierului de când sunt mic. Vă rog, lăsați-mă să fac și eu o cocioabă aici. Nu de alta, dar am zăpăcit poliția locală, e chemat de prea multe ori de civil. Și aici cred că aș sta liniștit. Cred că nu ce halară. O să iau fiecare cărămidă de aici și fiecare țiglă și fiecare lemn și o să fac altă casă. Deci fii atent. Asta o să o dărâmăm. Dar nu aruncăm nimic, mă, nimic. Asta toate le ducem acolo la țară, la casa pâinii mici. Și toată cărămida asta în casă, facem cu aia altă casă. Normal, lumea ar veni aici cu un buldozer și ar lua tot și ar duce la gunoi. Dar noi nu facem așa ceva. Uite, am damigerele pregătite. Nu știu cum dracu facă nimeni mai case cu vie, ceea ce s-ar putea să fie un semn. Petre, uite, Petre, mă ajută să construiesc casa de la țară, casa pui mici. Cum să nu? Păi da. Strângem aici toată cărămida. Poate mai avem nevoie aproape. Mamă, se spart. Mă, dracu, una s-a spart, dă-o-n pizdă, mersi. Auzi, închide și mie ăla, pune-a, pune-a, băia tu! Toată lumea a zis că sunt nebun. Când am demolat casa, aici, uite, am făcut-o pe asta mai mare. Da? Și aici, era, aici, pe locul ăsta, era o casă de asta, veche. Și eu ne-am vrut să arunc cărămida. Toată lumea a zis că trebuie să o arunc la gunoi, să o dau la molos. Și uite, am stivuit-o aici. Și ce credeți? L-am găsit pe omul ăsta din Cluj. Codruț. Fă codruț. Codruț. Care uite ce face. Le taie. Pac și le lipesc înapoi pe casa asta. Vedeți?
Nu e, noi suntem, luptăm împotriva consumerismului, deci nu mai aruncați nimic, fraților. Luați tot și vedeți că totul se poate refolosi. Noi luăm totul și aruncăm, sunt mulți de gunoaie. Haideți să încercăm să facem ceva. Uite, asta e, băi, cărămida asta tradițională, mă, de a noastră. De 100 de ani. De 100 de ani. Bunicul a făcut asta, exact. Și o luăm înapoi la... Uite, uite, te știi cum e. Te duci, cumperi toate căcaturile din Turcia, Bulgaria, dai miliarde pe ele, când uite ca aici. Marcul de care da? Așa că puteți să-l căutați, ia. Hai să-ți arăt și cutiile alea. Uite că mi-a venit cu cutiile aici. Da. Uite astea. Deci câte bucăți ți ies dintr-o cărămidă? Vreo 7. 7 bucăți? Am zis asta cât de multe. Uite, mă, gresie, faianță. Veniți de tip aici. Ha? Și deci tu o să-mi faci toată cărămidea așa bucăți de-astea. Da, mă, așa. Cărmiz felii, frumoase, cu aspectul original, rămâne și repetat din istoria universului. Adrăt! Istoria universului. Aia, că eu mă bucur că reușesc să fiu și tradițional și nou în același timp. Nu credeam că se poate, dar uite că se poate. Super. Am vrut să zic ceva, dar nu mai am idei. O bine, mă, Codruț. Uite că am ajuns și la sfârșitul lucrării. Îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru cărămida asta. Deci a reușit omul să-mi taie cărămida asta de demolări. Aici era o căsuță pe care am demolat-o și am făcut alta. Asta e cărămida pe care am salvat-o. Bine, o parte din ea. Ca să vedeți cât de mult material poate să rămână. Și fratele Codruț de la Cluj ne-a ajutat foarte mult cu ideea lui asta extraordinară. A luat cărămida aia și a tăiat-o, mă, frate. A tăiat-o și acum am pus-o pe casă, ca o continuare, să zic așa, a casei. Casele nu mor niciodată. Uite, s-a pus aici frumos, a lipit pe toată casa, până sus. Practic e cărămida din casa veche, tăiată și lipită înapoi, pe casa nouă. Nu, nu sunt vlogger de ăsta de construcții. Vreau doar să susțin afacerile românești. De Codruț are o afacere foarte frumoasă. Taie cărămidă. Veche. Acum toată lumea se plânge că sunt materialele scumpe. Na, putem să facem și cu mai puțin. Asta este cocioaba. Și asta e cărămida lui Codruț. Aia e și bine, zic eu. De asta am și întrerupt lucrările la casa pe mici, că trebuie să fac și casa pe mari, nu aveam să stau. Și atunci, Ana, ce să fac? Nu am filmat-o ca să mă laud, că nu ăsta este scopul meu. V-am filmat-o pentru cărămidă. Și atât. Vă pup. Să intrăm un pic. Tot. Aha. Deci asta și-a propus omul. Doamne ajută! Ți-am că ardelenii sunt credincioși, nu? Glumă. Și pentru că am avut spectacol la Cluj, uite că am venit să văd și eu ce face Codruț aici la showroom-ului. El nu e aici, eu am venit doar să văd. Știu că mulți ați comentat că asta este o reclamă plătită. Nu m-a plătit, mă, nu totul se face pe bani. Pur și simplu vreau să susțin chestia asta și pe mine mă pasionează, ca să zic așa, cărămida asta veche și ce poți să faci cu ea. Și nu mi se pare că tot ce e veche e de aruncat
și tot ce e nou este neapărat bun, asta poate să fie valabil în orice domeniu. Și uite, chiar și în domeniul ăsta al construcțiilor, mie mi se pare că cărămina asta veche mai are ceva de zis. Hai să vă arăt ce face omul de fapt cu cărămina asta care o taie. Ăsta este showroom-ul lui. Frumos. Păi te vezi? Cam asta se întâmplă. Câte lucruri poți... Deci toate astea sunt din cărămidă asta tăiată. Uite, vezi, e... Mie îmi plac ăștia, mă, care sunt naționaliști, așa se țin, uite, vezi? Fac... Astea sunt mostrele. Monstrele. Dacă vreți să... lucrați cu el, îl găsiți acolo. Trebuie să ne mai susținem și între noi, frate, nu să așteptăm tot timpul să ne ajute alții. Pe lângă că nici nu se întâmplă. Au ce nu știe asta. Peretele asta. Nu e, frate, nimic pe bani, nu e nicio publicitate, pur și simplu pe om l-am cunoscut pe OLX, mi-a plăcut ceea ce face, eu aveam nevoie la fel ca cineva să mă ajute cu cărămizile mele, cu ideile mele tâmpite și uite că așa se unesc oamenii, nu e totul business. Da, și așa, uite, am venit aici la Cluj după ce am avut... un super concert la After Eight, a fost ca pe vremuri. A venit să văd și eu ce face el. Sincer să fiu, bă, dacă ai nevoie și trebuie, de ce să nu suni? Să susții aici mișcarea. No, bine. Asta e casa pui mici. Casa pui mici, ca să zic așa. E o casă foarte, ce să zic, revoluționară. Deci este, nu este dotată cu panouri solare, este dotată cu roșii. Are aici câteva, în caz că ai nevoie, știi, să pui cu brânză să nu mordă fan. Asta e. Are dotare, bineînțeles, pisici. Uitați, astea sunt pisicile care nu permit rozătoarelor să intre. Așa. Asta e pompa de căldură. Pardon, soba. Ce e aici? Da? Să vă pun ce am mai făcut noi până. Ne-am apucat. Uite că am reușit să facem o cameră. Eu zic că a ieșit destul de bine. Aici. Astea sunt niște pături de-astea de lână pe care mi le-a dat fosta mea educatoare de la grădiniță și care erau zestre ei atunci când s-a măritat. Deci sunt foarte vechi, dar în continuare foarte bune. Deci au mers perfect aici.
Avem aici un scaunel, avem și bineînțeles nelipsitul coș cu lemne. Am făcut aici o sobă mai orășenească, dar una peste alta eu zic că a ieșit bine camera asta. Mai avem de lucrat un pic la geamuri, la tocuri, la tot ce e aici. Asta e podeaua. Bineînțeles, tot din materiale reciclate, că na, așa e la țară. Asta e cealaltă cameră. Asta sunt pur și simplu podaie din stinghii care le-am folosit la cofrat ciment. Și le-am luat, le-am lăcuit. Bine, eu când zic că le-am luat, le-am făcut, l-am făcut altcineva, n-am făcut eu, dar așa dă bine, știi? Pătuțul, vinuțul, ceșcuțul, toate sunt la locul lor. Acum... ai lemne, lume, să-i vara, să se usuce, să asta, nu poți să aștept să cadă din cer. Din păcate, noi le avem gratis. Zic din păcate pentru că s-a uscat, nu costă. Ăsta nu mai este săracu, nu mai face nicio umbră. Ne-ar fi folosit un pic de umbră acum, dar nu... Nu mai faci. Asta este. Să-l tăiem. Ce nevastă mea face calcule. Calculează să vadă ce facem. Ieșim bine? Nu ieșim bine? Ies cum? Ies cum, da, știu. Ce să zic, mă? Poate facem și o întâlnire, nu? Că acum mai avem de făcut un alta. Până nu se duce căldura asta. Poate până septembrie facem așa ușor o întâlnire, un grătărel, un puțin de munculiță, de, nu știu, să ne găsim de făcut ceva pe aici. Să, dacă ne-am întâlnit noi în pandemie, deci să ne întâlnim și acum, când nu e nimic. Deocamdată. Cât este liber, e bine să profităm. Asta este. Aici, de exemplu, tot așa, am luat absolut toate lemnișoarele, tot ce era, care oamenii deja aruncă la construcții. Și le-am pus aici. A costat ceva așa să le car, dar... Na, le-ai aici, când ai nevoie să mai faci ceva.
Unchiul recoltează. Sherry. Sherry. Oh, Sherry. Oh, Sherry. Aha. Avem ceva roșu, unchiule, da? La vinetele astea pe unde sunt? Dar acum ar trebui culeță o mânecă, poate de să strică. A, astea? Da, lucrăte toate. Dar de ce sunt așa mici? Păi ăla-i soiu. Aha, sunt românești, am înțeles. E un soi de la mic, nu sunt mai. Arde iute. Arde pe fraier, ia să vedem cum e. Ce de la bulgărescă nu e iute. La ardeiul ăsta nu e iute. Nu. Am pus la bărcan, dar am pus amestecat cu de-aia iute, ca să iutească și peste un pic. Da? Am băgat pe 2-3 de-aia iute și se poate iute și eu știu. Ăștia nu mai gustul ăla de iute, dar nu iute. Uite ca așa. Așa trebuie să fie reclamă, știi?